Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă și în videoclipul de astăzi vreau să vă arăt cum grădălim țuica la cazan. În primul rând, ea are o valoare stas la care să măsoară, după care avem factor de corecție. Adică avem un caiet unde cu temperaturi și cu gradele. La mine curge stas pentru că folosesc, am tot timpul apă rece, curge la 19-20 de grade. Dacă curge la 20 de grade, asta e gradația fixă, adică cât arată gradul, atâtea grade are. Dacă nu, trebuie să vedem câte grade are țuica pe linca, câte grade Celsius are țuica și câte grade are tărie și avem caiet de corecție. Și atunci avem aici 3 grade, unul ce măsoară de la 70 la 100, nu-i cazul că nu folosesc așa ceva, unul care măsoară de la 40 la 70, ăsta îl vom folosi, și unul care măsoară vodka de la 10 la 40, vodka, adică a doua găleată. Având valoare stas, am măsurat zilele trecute cât are pălinca, având 19-20 de grade Celsius, cât îmi arată gradația, atâta grade are. Și acum îl băgăm în găleată. Vedeți? Pleacă de la 40, 50, 60. Aici avem undeva la 50 și... Stați-mă un pic. 56 de grade. Când e plină, pentru că e valoarea asta, cât indică atât am. Când e plină găleata, pun într-un recipient mai mare și tot golesc câte 2-3 litre și grăduiesc până obțin valoarea, gradele care doresc. În cazul meu, acum o să fac țuică, o fac undeva la 46 de grade, mai scade 0,6-0,7, să rămână la 45. Deci, așa grăduim. Am și grad profesional, dar nu am eprubeta. Eprubeta au rămas la Lipova și eu sunt la țară. Ăla are și temperatura, dar v-am zis, am măsurat separat temperatura, e 20 de grade, iar la 20 de grade, cât indică valoarea gradului, atâtea grade are. Așa grăduim țuica. Putem să mai facem o gradație după vreo 3 săptămâni, în jur de o lună, să vedem cât a mai scăzut. Dar, repet, dacă curge rece, nu avem probleme și nu pierde mai mult de 0,5-0,6 grade. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!